Bună ziua tuturor! Bine ați venit la un nou videoclip. În clipul de astăzi vreau să discutăm un pic despre o altă boală, de fapt, e o boală despre care am mai discutat un pic, vă pun aici, alveolita alergică extrinsecă sau pneumonita de hipersensibilitate. Am mai făcut un videoclip că asta este cea mai fascinantă boală de plămâni în opinia mea, pentru că poate să fie provocată de niște lucruri care nu ne-am gândit niciodată. Praf de cafea, proteine din, păsă, din puf de păsări, uh, gândiți-vă dumneavoastră la o substanță, să spunem, organică, fân, umed, lucruri de acest gen, spori de la niște ciuperci, lucruri pe care le inhalăm, care poate uneori conțin niște fungi, niște bacterii, care generează o reacție inflamatorie în plămâni. Această reacție inflamatorie în plămâni poate să se cronicizeze, adică să avem o expunere continuă pe parcursul la mai mulți ani la acel factor care ne provoacă inflamația din plămâni, plămânii rămân inflamați și ajung să se cicatrijeze se ajunge la un proces de fibroză pulmonară, care este irreversibilă, din păcate. Și este o boală fascinantă pentru că nu foarte multă lume știe de ea, inclusiv în medicină, pentru că este rară. Și dacă nu lucrăm în domeniul bolilor pulmonare interstițiale, nu ne gândim că poate să fie o posibilitate. Și mulți oameni poate să, pot să stea cu niște diagnostice care nu au nicio legătură cu acesta dar de fapt au această boală de bază. Pentru că poate să aibă mai multe aspecte. Deci poate să aibă să fie surprins această boală în diverse faze, acută, subacută, cronică și dacă, de exemplu, avem o pneumonită de hipersensibilitate în formă acută, putem să avem simptome care durează, să spunem, câteva zile. Adică poate putem să avem simptome cum ar fi tuse, oboseală, lipsă de aer, respirație șuierătoare, lucruri foarte nespecifice pot să fie în orice situație. Această pneumonită de hipersensibilitate în formă acută poate să fie confundată cu o pneumonie și uneori se face o radiografie și poate chiar să arate ca o pneumonie, dar nu este de natură infecțioasă, este ceva diferit. Apoi o formă subacută este în momentul în care poate să dureze poate câteva săptămâni, deci din nou, același proces patologic cu simptomele poate, pot să fie acestea într-o proporție mai mică sau mai mare, depinde de la om la om, dar poate să dureze câteva săptămâni, apoi poate persoana respectivă schimbă mediul înconjurător, nu mai este expus la acel uh, factor care provoacă inflamația din plămâni. Sau poate să fie mai rău situația aceasta cronică. Aceasta este, din punctul meu de vedere, cea mai periculoasă, pentru că Lumea este în general expusă la un grad foarte mic din acea substanță care provoacă inflamația. De exemplu, un exemplu foarte frecvent ar fi cineva care, să spunem, este alergizat, sensibilizat pulmonar la proteine de origine aviară, ca să spunem așa, la papagali, putem să spunem. Și ține un papagal în casă, poate persoana respectivă. Nu zic că toți papagalii o să provoacă ce boli la. Toți oamenii, Nu -i, nu în această situație, dar să spunem că ține un papagal în casă, nu are contact toată ziua, dar să spunem că curăță cușca papagalului o dată pe săptămână. Și eventual după aia se expune la câteva din acele proteine și provoacă o inflamație în plămâni. Ce ne facem atunci? Pentru că persoana respectivă s-ar putea să nu se simtă acut Rău, s-ar putea să nu aibă aceste simptome în mod acut, nu deodată brusc apar aceste simptome. S-ar putea să existe un grad de oboseală care în timp crește. Oboseală poate la efort, care devine ușor ușor mai gravă pe parcursul anilor. Și persoana respectivă poate să se gândească că mh, este de la îmbătrânire, este de la nu știu ce. Nu s-ar gândi nimeni că ar putea să fie așa ceva. De asta, diagnosticul poate să întârzie foarte mult. Și haideți să vă atrag atenția la un comentariu pe care l-am primit, pentru că de aici am pornit cu acest videoclip. Și cum să vă spun eu? Eu lucrez în acest domeniu, deci de asta vă spun despre această boală, pentru că mă confrunt cu ea mai des decât alți medici, pentru că lucrez într-un centru de referință în Marea Britanie, unde primesc astfel de cazuri pentru o evaluare. Și, bineînțeles, le văd și sunt mult mai atent când le văd. Dar cineva care nu lucrează în asemenea situații, s-ar putea să nu se gândească la această boală foarte ușor. Dar e important acest comentariu, pentru că înseamnă că nu este destul de multă conștientizare că există această boală și ce ar trebui să se facă. Și cred că e important să explic. Acest videoclip realizez că nu este pentru toată lumea. Mulți dintre dumneavoastră poate mă ascultă pentru alte boli pulmonare. Și nu spun că ceea ce vă menționez eu despre această boală se aplică în cazul dumneavoastră. Eu nu sunt medicul dumneavoastră. Vă dau niște sfaturi la modul general, prezint niște lucruri la modul general pentru o conștientizare. Și întotdeauna când aveți probleme cu plămânii sau cu respirația sau orice probleme de sănătate, mergeți la medicul dumneavoastră pentru un rezultat concret. Un tratament concret, un sfat concret, o consultație, etc. Eu nu pot să vă ofer acest serviciu. Haideți să vă citeți comentariul și o să vă dau așa câteva nu știu, opinii personale, dar din nou, s-ar putea să nu se aplice la acest caz. Diagnosticul meu este de alveolită extrinsecă, probabil a vrut să scrie persoana aici, iar rezultatul de la tomograf, ambii plămâni, aspect de sticlă mată, imediat vorbim despre asta, obosesc foarte repede când care o greutate cât de mică, deci la efort, încep să tușesc și nu mai primesc aer, iar la spirometrie am primit rezultatul de saturație de 94%. Din nou aici o confuzie, o să explic imediat. Este bun sau rău? Imediat, discutăm. Eu mă simt foarte obosit, nu pot face nimic. Vă mulțumesc. Și apoi, altă întrebare pusă la un alt videoclip despre spirometrie. Cât este o spirometrie normală? Vă mulțumesc. O luăm pe rând. O luăm pe rând și răspund la toate. Încerc, cel puțin. Deci, alviolita alergică în am lămurit. Da? Se mai numește, termenul nou, modern, este de pneumonita de hipersensibilitate. Termenii acestea, să știți că variază un pic în funcție de doctorul care vă vede, dar acesta este termenul internațional recunoscut. Am spus de fazele bolii, am spus că simptomele pot să fie foarte variabile în funcție de debutul mai brusc, mai puțin brusc, cât din acea substanță o inhalăm care provoacă inflamația din plămâni. În fine, dar vorbim despre saturație și spirometrie, pentru că era menționat în comentariu. Vorbim și despre tomograf imediat, dar vreau să clarific aceste lucruri despre spirometrie și saturație. Deci spirometria și saturația sunt lucruri complet diferite și multă lume nu știu dacă a înțeles chestia asta. Deci saturația se referă la saturația periferică în oxigen. Adică oxigenul din sânge, ca să spunem așa mai pe românește. În general, ce este peste 94% când punem acel lucru pe deget, acel aparat pe deget și ne dă o valoare, în general e normal. Chiar și peste 90% poate să fie normal în unele situații. Uneori poate se miște aparatul așa un pic și vă dau un rezultat care din prima apare foarte anormal și vă speriați. Nu, trebuie lăsat pe deget mai mult, trebuie degetul să nu fie încovoiat, Trebuie să aveți o circulație bună în deget, eventual să te un deget cald. Deci mai multe lucruri variază aici. Multă lume își cumpără aceste puls și o măsoară saturația, se sperie, se gândesc că, vai, este testul suprem. Nu este. Deci trebuie cu grijă interpretate aceste lucruri. Deci asta e saturația, SPO2. Spirometria este un test cum, mă rog, am încercat eu să arată în acest videoclip. Dacă vreți să-l vedeți, s-ar putea să înțelegeți mai bine. Îl găsiți pe canalul meu, dacă dați click pe numele meu și vedeți videoclipul, dați acolo, puteți să căutați spirometrie și veți găsi acest videoclip. Spirometria măsoară volumele de aer pe care le puteți trage și da afară de plămâni, și cât de repede faceți acest lucru. Asta face spirometria. Dar acele volume de aer sunt niște parametri, să spunem, care ne pot da informații despre starea plămânilor. Există două valori principale la care ne uităm pe spirometrie. CVF, capacitatea vitală forțată și VEMS, volum expirator maxim într-o secundă, prima secundă. Aceste manevre se măsoară printr-o manevră forțată, ceea ce înseamnă că, să mă gândesc așa, tragem mult, mult aer în piept și suflăm brusc și lung, 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 lung până nu mai putem să scoatem deloc aer în piept. Și măsurăm, practic, acel volum maxim, de la între minim și maxim, Ăla este capacitatea vitală forțată. Este un volum. Cât de mult aer putem să mobilizăm într-o manevră forțată? Acest volum poate să scadă în timp dacă avem un proces de fibroza a plămânilor care rigidizează plămânii. Și putem să urmărim acea valoare în timp. E importantă. VEMS este cât aer putem să scoatem în prima secundă. Și de regulă, majoritatea oamenilor sănătoși pot să scoată măcar 70% din acel volum maxim. În prima secundă. Uf, suflăm repede și majoritatea aerului iese în prima secundă. În anumite boli obstructive, cum ar fi în BPOC, acel uh, raport dintre VEMS și capacitatea vitală forțată, să-l adaug aici, VEMS, supra-CVF, acest raport poate să scadă. Adică, în prima secundă scoatem din ce în ce mai puțin aer, pentru că există un blocaj, o obstrucție la nivelul căilor respiratorii. Asta nu are legătură cu uh, pneumonita de hipersensibilitate și fibroza. Nu ne uităm la acest raport, în general. Pentru că, în fibroza pulmonară, de regulă, ce se întâmplă este că avem un sindrom restrictiv. Plămânul are o restricție. Este... M-ar veni mai mic, dar nu este mai mic, este mai rigid și, practic, nu putem să-l umflăm la fel de mult. Și, în general, și CVF și VEMS scad proporțional. Și raportul este normal. Dar această valoare, în general, poate să scadă în timp. Asta, așa ca să vă lămuresc un pic contextul. Și imediat ajungem și la cum se interpretează spirometria. Haideți, de fapt, să vorbim acum. Deci, am pus aici niște exemple, da? Să spunem. CVF. Deci, să spunem, la un pacient care are o suspiciune de fibroză pulmonară. Da? Și vrem să vedem cum evoluează fibroza în timp. Bineînțeles că nu putem să facem un computer tomograf odată la 5 luni, 6 luni, 2 luni, când vrem. Pentru că este o explorare iradiantă, este scumpă, dar putem să măsurăm printr-o sperometrie simplă, care este o manevră respiratorie simplă, această capacitate vitală forțată. Și dacă să spunem, am pus niște exemple aici, să spunem că pornim undeva din decembrie 2020 cu 3,87 de litri. Și apoi, august 2021, au mai trecut deci vreo 6 luni, a scăzut un pic. Ne gândim, bun, poate să spunem că poate mai crește, mai scade, mă rog. Dar mai facem încă o dată o explorare, mai lăsăm să treacă vreo 9 luni și vedem că am scăzut și mai mult și am pierdut aproape un litru de volum din plămâni. Adică asta înseamnă că ceva s-a întâmplat cu plămânii. Este un moment în care ne gândim că poate trebuie făcută o nouă explorare imagistică, trebuie poate introdus un tratament. Deci astfel se urmărește spirometria în timp. Și foarte important dacă faceți spirometrii să rețineți acele rapoarte pentru a le duce la medici când mergeți în consultații ulterioare. Așa aș interpreta eu, mă rog, spirometria în timp, în special în contextul boilor pulmonare interstițiale, fibroză pulmonară, cicatrizarea ale în care vreau să văd ce se întâmplă pe termen lung. Revin la comentariu, pentru că mai am multe de zis aici. Tomograf, ambii plămâni aspect de sticlă mată. Reamintiți-vă că vorbim despre alveolita alergică extrem secă. Deci, boala aceasta pe care am scris-o aici. Deci, în această boală, Într-adevăr, trebuie să punem un diagnostic de detaliu al aspectului plămânilor. Și, într-adevăr, este necesar un tomograf de înaltă rezoluție pentru a vedea cum arată căile respiratorii. Dacă există anumite zone care sunt în, cu un grad de fibroză fină, lucruri de acest gen nu se văd pe radiografia simplă. Pe radiografia simplă, de regulă, vedem lucruri de, să spunem, mai mari, ca să spunem așa, mai simplist. Asta nu înseamnă că în toate bolile de plămâni trebuie tomograf. Nu. Deci, sub nicio formă. De la caz la caz. Dar asta este problema în România. Eu vă fac contrastul cu ceea ce se întâmplă în Marea Britanie, ceea ce se întâmplă în alte țări din lume, unde omul merge la doctor înainte, vede, discută cu doctorul, se face un istoric medical, apoi se fac niște teste, și apoi omul vine la control pentru a discuta rezultatele analizelor. Nu omul primește niște rezultate la analize, de exemplu, ambii plămâni aspect de sticlă mată, și apoi începe să pună întrebări pe internet. Asta este greșit, din punctul meu de vedere. Pentru că lumea, vă dați seama, vedeți acest lucru pe o explorare de la tomograf și vă gândiți, Doamne, ferici ce înseamnă acest lucru? E de bine, e de rău. Saturație când nu este vorba de spirometrie. Este bun, este rău. Deci creează niște confuzii foarte mari uneori rezultatele primite de pacienți fără explicații. Și eu încerc în aceste videoclipuri să explic unele lucruri, dar aici cred că e o chestie și de mentalitate și de cum e organizat sistemul medical. Deci trebuie să ne facem această deprindere, să încercăm să mergem întâi la medic, să vedem despre ce ar fi vorba. facem niște teste care sunt cu adevărat indicate în această situație și apoi le discutăm cu medicul. Asta este, în punctul meu de vedere, singura soluție să avem niște rezultate bune pe termen lung și tratamente potrivite și să înțelegem ce se petrece. Dacă sărim etapele și facem totul haotic, și rezultatele vor fi haotice. Asta, mă rog, e opinia mea, să spunem divaghez un pic de la subiect. Ce poate să însemne acest aspect de sticlă mată? Este o sugestie, în general, este un termen radiologic. Dacă vă imaginați un geam de la baie, un geam mat prin care nu se vede foarte bine, dar este un pic luminat. Deci, pe tomograf apar niște zone, efectiv, care sunt un pic mai strălucitoare față de fundalul plămânului. Și acele zone pot să fie difuze, să afecteze ambele plămâni în mod difuz peste tot, și sus, și jos, și stânga-dreapta peste tot, sau pot să fie mai localizate, să fie niște noduri care sunt în sticlă mată. Deci, doar să spunem că ambii plămâni au aspect de sticlă mată poate să fie relevant, dar s-ar putea să mai fie descrise și alte modificări. Și în pneumonita de hipersensibilitate depinde foarte mult tiparul acestor modificări. Depinde dacă mai există și alte elemente care sugerează că deja s-a instalat fibroza. Deci sunt mai multe lucruri aici de evoluat. Acum, ca să vă dau așa o opinie personală, dar din nou, vedeți că mă confrunt cu un comentariu care are șase rânduri și nu sunt foarte multe informații acolo. Și cred că persoana care a scris acest comentariu s-ar putea să nu știe toate informațiile din spate și ce se ascunde pe acel raport radiologic. De asta e bine de discutat cu medicul. Dar poate să sugereze într-adevăr o alveolită alergică extrinsecă sau o pneumonită de hipersensibilitate, acest aspect de sticlă difuz pe ambii plămâni. În special dacă este o formă mai la debut în care nu este fibroză pulmonară și nu e descrisă fibroza pulmonară, da, poate să fie compatibil acest aspect. Dar cum am, vreau să subliniez, compatibil. Nu înseamnă musai că dacă vedem sticlă mată, e alveolita alergică strinsecă sau un alt diagnostic. Totul se evaluează în contextul istoricului medical, expunerilor din mediul ambient. Toate aceste lucruri trebuie integrate. Diagnosticele acestea de alveolită alergică extrinsecă, pneumonită de hipersensibilitate, fibroză pulmonară idiopatică, toate aceste lucruri în special când este vorba de fibroză progresivă a plămânilor, boli care afectează țesutul pulmonar progresiv, în general sunt diagnostice de consens în care mai mulți specialiști vin la un loc și aduc ceva în plus. Nu-i doar o comunicare prin rapoarte radiologice. De regulă, doctorii vorbesc între ei despre caz și în funcție de situație și expertiza fiecăruia se ajunge la un diagnostic de consens. Mă rog, asta este o chestie care e mai complicată. Dar, da, simptomele acestea, aspectul acesta, sunt compatibile cu alveolita alergică extrinsecă. că nu, nu zic nu. Mai este o întrebare aici, să o lămuresc și pe asta. O clipă. Cât este o spirometrie normală? Din nou, să revin un pic la tabelul acesta pe care îl făceam aici. Să spunem că CVF este 90... De regulă pe o spirometrie veți primi un rezultat care arată ceva de acest gen. Haideți să facem aici, să inter... facem o spirometrie. Să spunem un VEMS egal 2,5 litri, să spunem așa, care, să spunem că înseamnă 82%. Da? Vă... Aveți răbdare o clipă că vă explic imediat ce înseamnă aceste lucruri. CVF egal, să spunem, 2,82 litri și să spunem că asta înseamnă 90%. De ce am pus aceste valori? <coughs> Contează aceste procente foarte mult? Da, sunt importante. Aceste procente sunt procentul cât ce înseamnă 2,5 litri din valoarea prezisă. Adică, pentru fiecare om, există niște valori pe spirometrie care sunt adaptate în funcție de vârstă. În funcție de sex și în funcție de înălțime. Deci, aceste lucruri sunt foarte importante pentru a calcula aceste procente. Fiecare spirometrie poate să aibă valori diferite în funcție de vârstă, sex, înălțime. Aceste valori reprezintă procentul din prezis. Deci, reprez... să scriu aici procent din valoarea prezisă pentru acea persoană care are o anumită vârstă, bărbat sau femeie, și are o anumită înălțime. Deci, to aceste lucruri sunt esențiale, de știut precis, pentru a putea genera aceste procente care sunt calculate de aparat în funcție de niște valori teoretice pentru o persoană, să spunem, de 1,60 m, 60 de ani, femeie. Da? Deci, depinde foarte, foarte mult. Acum, procentele în general peste 80%, ca să facem o simplificare foarte, foarte grosolană, procentele peste 80% în general sunt considerate normale. Deci această valoare s-ar putea să fie perfect normală. Deci, din nou, este o valoare prezisă, da? Deci 82% din prezis. În general, dacă suntem peste 80%, în general se consideră că e ok. Deci, asta este, să spunem așa, un, o simplificare foarte, foarte mare a cum se interpretează o spirometrie. Dar, cum v-am spus mai sus, putem să urmărim aceste valori, de exemplu, în valoare absolută. Litrii nu se schimbă în general, sunt mai puțin variabil. Aceste lucruri, procentele pot să mai varieze, dar în general urmărim în timp valorile. Și la fel, și la VEM se poate depinde de boală. Deci este, spirometria este ceva care pare simplu, dar interpretarea este foarte complexă. Și eu vă spun asta din punct de vedere de pneumolog. Alți doctor s-ar putea să că aia e doar o spirometrie. Eu, pentru mine, ca pneumolog, eu pot să scot foarte mult din aceste valori simple, doar pur și simplu că obțineți aceste valori, mie poate să-mi spună foarte mult. Și nu numai mie, oricum e pneumolog. Deci asta e ideea, că când interpretăm o spirometrie, valorile pot să fie bune sau anormale în funcție de om. Și hai să vă mai dau un exemplu înainte să închidem videoclipul, să ar putea să vi se perea interesant. Să spunem că cineva are o capacitate vitală forțată de... Nu, hai să începem altceva. Avem un domn. Domnul a me, să spunem, de 70 de ani, da? care, să spunem, vine la consultație. Și el are o spirometrie, să spunem, are un CVF de 98%. Ne-am gândit că este normal, perfect normal. Dar de aici este important istoricul medical. Dacă eu v-aș spune că domnul Ame, același domn Ame, când avea 34 de ani, nu, hai să spunem, când avea 55 de ani, avea un CVF. De 132%. Se poate așa ceva? Se poate. Există valori supranormale la spirometrie. Adică, cum v-am spus, acesta este un procent din valoarea prezisă. Dacă domnul Amei era militar, era fugea, era super sportiv și el avea o capacitate a plămânilor mai mult decât ne așteptam să o aibă la 55 de ani, dar în 15 ani a pierdut 34% din funcția pulmonară. Da? În procente din astea absolute, cum ar veni. Deci, gândiți-vă, poate să fie cineva care are o valori teoretic normale, dar a pierdut foarte mult față de o valoare anterioară mult mai mare. Precum poate să existe și o persoană, să spunem, care are un CVF de 81%, și așa l-a avut toată viața. Dacă este 81%, s-ar putea să fie perfect normal, la fel ca poate chiar mai normal decât domnul Ame, care nu a scăzut. Să spun. Deci, vedeți, sunt lucruri foarte de nuanță, foarte complicate. Nu știu dacă le-am explicat, cred că ar trebui să fac aici un tabel poate ca să vă explic mai bine, dar în general, asta încerc să, să sugerez prin acest videoclip. Spirometria nu e o chestie pe care putem doar să răspunem într-un comentariu cât e normal. Depinde, depinde foarte mult de istoricul dumneavoastră medical. Deci, din nou subliniez, pentru acest comentariu și pentru cel de mai sus, pentru domnul Dănuț, mergeți la medic, vă rog, pentru că mul sunt, multe lucruri pe care le-ați spus în comentariu și nu din vina dumneavoastră. Ați spus multe lucruri în comentariu care sugerează faptul că sunteți într-o situație în care nu prea înțelegeți ce se petrece și înțeleg că acest lucru vă forțează să puneți întrebări pe internet. Dar mi-e frică că s-ar putea să aveți nevoie poate de un tratament dacă aveți aceste simptome, ca să preveniți complicații ale acestei boli, și anume să se ajungă la o fibroză pulmonară, care apoi nu prea se mai poate rezolva așa de ușor. Deci v-aș recomanda să mergeți la medic în această situație, să vedeți concret ce este de făcut. Și efectiv cu mintea deschisă să mergeți să puneți întrebări, să vi se explice în situația dumneavoastră ce este bun și ce este rău. Scuze că acest videoclip e un pic mai lung și poate am mers așa un pic prin diverse... Am făcut un tur așa al pneumologiei, al boilor intestinale, al spirometriei. Am vorbit despre multe lucruri. Nu știu dacă a fost util, dar poate așa ca, ca să înțelegeți cam cum gândesc și eu ca medic când primesc acest comentarii, cum gândim totuși cazurile și faptul că sunt lucruri de nuanță și lucruri destul de dificil de explicat uneori așa doar printr-un răspuns alb-negru, bun sau rău. Nu putem întotdeauna. Mergeți la medic din timp, nu amânați. Este singura cale să aveți rezultate bune pentru sănătate. Vă doresc multă sănătate, numai bine și să ne vedem cu bine și în clipurile următoare. Sănătate multe la revedere!